Foie verde, măghiran, mă... Domn Claudiu e la pușcărie? Nu și era ministru Tabarică dată în minister? Domn ministru Horică, la un simpozion. M-au abandonat cu toți. A ajuns și țapii spășitor. Unde sunt măcelarul și Stalon? S-a întors la Gârbiceanu. Îl vreau pe Titel. Viu. I'll handle this. Că vezi, mai te măta cu engleza dacă mai omorât. Atenție! Acțiune! E o continuare a primului film, Poker. Ne vedem de seară la Marcel. Partida voastră de poker, n-ai uitat, nu? Așa ceva nu se uită. Te pupici. Și eu. Povestea devine mult mai palpitantă. Toate rolurile se schimbă așa peste noapte. Fiecare personaj primește o poziție și mai înaltă. Iar Monica devine ministră. Am fost clară! Afară! Vă arăt eu ce înseamnă să vă puneți mintea cu o moldoveancă! Foarte generos rolul meu de data asta. Este o provocare pentru mine. Nu vorbesc decât în prezența avocatului și vreau translator oficial. Sunt europarlamentar. Încă n-ai fost valid. Ce? Urcă în mașină, vii cu noi. A fost reactivat mult mai bogat, mult mai sprinten, a devenit mult mai serios. E o jigodie care, cum să spun, a confirmat. Cum ai putut să faci una ca asta? Zi! Să taci! Să taci! Asta e meritul și a lui Jojo și a lui Mălăiele. El surprinzător a lovit-o și ea surprinzător a mers mai departe. Și vina am eu! Eu am vrut să fiu prezentatoare la meteo! Voi m-ați spus ministru! Voi sunteți de vină! Horațiu e o bucurie și e o școală de chiar de actorie. Comedia, că e în teatru, că e în film, trebuie făcută serios. Iar ceea ce joc eu, Marcel, într-o conjunctură mai specială, devine chef de securitate, nu? Parcă așa, general de securitate. Ușcașii cu răua lată, ce șpioni am fost odată. Mă plimbam primul și voi cu recruții mei. Sunt foarte încântat că domnul Lustig mi-a făcut și ne-a făcut la toți din nou o evoluție deosebită și a lăsat și loc de Poker 3, cum ar veni. Bă, Titele, eu sunt europarlamentar. Ce mama dracu? Nu mai e de demnitatea mea. N-ai fost validat. Hai, afară. Eu aș fi avut curajul să gândesc chiar un serial. Actorii sunt excelenți în film. Excelenți. Ar garanta, zic eu, un succes extraordinar dacă acest film ar putea deveni un serial. Păi și că eram încălzită de la minister, mă mai percheziționaș calabrez. Părinte, du-te până sus la poarta raiului și ține de șase. Noi, între timp, încercăm să ne spălăm de păcate. În privința asta a greutăților pe care le întâmpină astăzi cinematografia, trebuie să recunosc că cinematografia din perioada comunistă era altfel. Mi se pare un fenomen. Omul ăsta are o forță fantastică, cred că fără precedente în istoria cinematografiei mondiale. Am avut o echipă minunată și care s-a înscris în termenele fixate, chiar dacă erau uneori exagerate. Este! Mulțumesc, Doamne, că mi-a aprobat scenariul, Doamne! Și zici că ai 100 de mii în geanta asta? Javră ordinară! Poliția, nu vezi că le-au culcat! Iisus Mario! Poate că are legătură cu toată clasa politică sau cu clasa mocirloasă politică, dar m-a interesat mai puțin. Ultimul corupt din România este, de fapt, un film comic, dar în același timp și critic.
Marcel, Titel, Horia și Claudiu. Vor avea nevoie de un țap ispășitor. Este un lucru de văzut și de apreciat. Și va apărea curând pe ecrane. Vă așteptăm la cinema.